Cât nu s-ar strădui ministerul să facă ordine, el nu va face dacă nu va avea susținerea cadrelor didactice și părinților. Cu regret, cât de perfecte nu ar fi actele, legile, regulamentele, opinia generală a aproape jumătate din părinți consideră că lucrul ăsta este unul firesc. Și ajungem la veșnica întrebare, când un comportament din amoral se transformă în moral, când majoritatea îl acceptă. Prin urmare, scopul acestui proiect finanțat de Fundația Soros a fost să punem accentul pe participarea societății civile, pe mobilizarea părinților în favoarea unui învățământ onest. Și concluziile sunt următoarele. Dacă am lucrat foarte mult, am scris regulamente, legi foarte bune, ele nu vor fi eficiente dacă în societate nu va deveni valoare munca, în cazul de față, munca intelectuală. Atâta timp cât există părinți care sunt gata să plătească pentru notă, bine, nu se va da cadoul în sala de clasă, se va da cadoul în altă încăpere. Asta e principala nevoie și nenorocire a sistemului nostru de învățământ. Uneori el nu ne place nici nouă, recunoaștem cinstit. Asta e nevoie. Glumisem într-un fel că plățile informale au crescut cu 8%, ce corespunde inflației pe perioada de raportare. Adică, într-un fel, cei care iau bani în școli, într-un fel, îs cinstiți, într-un fel, nu trebuie să iei deloc, dar dacă iau, conform indicelui inflației. Și a doua concluzie, în opinia noastră, foarte importantă. S-ar părea că ponderea copiilor care ar putea suferi din cauza sărăciei familiilor din care provin, este una relativ joasă. În opinia noastră, nu este joasă. Este semnificativă și fiecare copil, nu vreau să fiu patetic, fiecare copil merită o atitudine echidistantă și onestă. Noi distrugem ascensoarele sociale. Mă refer la mecanismele care permit unui copil, chiar și dintr-o familie săracă, dacă este capabil, are aptitudini, să ajungă acolo unde el merită. Plățile informale erodează astfel de mecanisme. Și cred că dumneavoastră cunoașteți din propria experiență. A fi un elev cu note foarte bune în mediul elevilor este un merit sau nu? Încercați să răspundeți la această întrebare și vă veți da seama cât de mult mai trebuie să lucrăm noi. Deci să promovăm meritocrația și mai puțin plățile informale. În general, noi nu suntem contra faptului ca părinții să ajute școala. Dar lucrul ăsta să fie, în primul rând, formalizat și, în al doilea rând, încerc să inventez un cuvânt în română, anonimizat. Depersonalizat. Depersonalizat. Noi nu vrem să știm care părinte și cât a contribuit la școală, dar să o facă fie la contabilitate, fie la asociație.